Tatăl care și-a înecat cei doi copii în barajul Berești a fost găsit astăzi de către pompieri. După 3 zile de căutări, bărbatul a fost scos din apă chiar în zona în care și-a omorât copiii. Trupul neînsuflețit a fost adus la mal, unde medicii au constatat decesul. În urmă cu 3 zile, Marian Florea, în vârstă de 30 de ani, s-a certat cu soția sa, iar la un moment dat a luat cei doi copii ai cuplului, un băiat de 4 ani și o fetiță de doar 5 luni, și a plecat spre barajul Berești. Cei doi soți locuiau împreună în comuna Pâncești din Bacău, însă relația dintre ei nu era una tocmai bună. Odată a ajuns la baraj, tatăl și-a luat cei doi copii și i-a aruncat în apele reci. Micuții au fost găsiți ulterior, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. Bărbatul era de negăsit, așa că poliția și pompierii au început operațiuni de căutare, atât pe apă cât și pe uscat. Având în vedere că bărbatul și-a lăsat portofelul cu tot cu acte în mână, apropiații au bănuit că acesta și-ar fi pus capăt zilelor după ce a luat viața celor doi micuți. După 3 zile de căutări, miercuri pompierii l-au găsit înecat, chiar în zona în care au murit și cei doi copii. A fost adus la mal, unde medicii au constatat decesul. Cei doi soți aveau 23 și 30 de ani. Duminică aceștia s-au luat la ceartă, iar bărbatul și-a pierdut mințile. A luat 2 din cei 3 copii, un băiat de 4 ani și o fetiță de 5 luni, și a amenințat-o pe soție că se va arunca cu aceștia în baraj. Cel de-al treilea copil a reușit să scape cu viață. Speriată de scandalul dintre părinții săi, băiatul de 6 ani și-a luat bicicleta și a plecat la bunici.